Premieră la Grădina Botanică din Capitală. Blocul biotehnologic a fost dotat cu un set de colectoare solare care vor produce energie termică pentru încălzirea apei. Astfel, acest lucru va permite îngrijirea materialului seditor pentru sutele de specii de plante care sunt pe cale de dispariție. Aparatele au fost produse de o companie autohtonă din Bălți și au fost oferite în cadrul unui proiect implementat de Agenția pentru Eficiență Energetică. Potrivit directorului grădinii botanice, Alexandru Teleuță, instalarea panourilor solare va ușura munca angajaților și va ieftini procesul de îngrijire a materialului seditor, iar colectoarele solare vor asigura cu apă caldă blocul biotehnologic al instituției, în laboratoarele căruia se obține material vegetativ pentru specii de plante rare, incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova și care nu regenerează pe căi de înmulțire tradiționale. Această tehnologie permite reducerea cheltuielilor pentru încălzirea apei. Deci, în fiecare an avem un deficit bugetar de circa 2-3 milioane de lei. Acest proiect ne va permite ca cel puțin cu jumătate de milion să reducem cheltuielile pentru încălzirea apei la procese biotehnologice de multiplicare a speciilor rare și valoroase pentru economia națională. Sperăm că angajații acestei instituții vor utiliza aceste colectoare în activitatea lor zilnică, mai ales ca o meserie nobilă de a păstra și de a promova flora în Republica Moldova. Expertul în managementul proiectelor din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a menționat că nicio evoluție nu poate avea loc fără accesul la energie ieftină, iar obiectivul acestui proiect a fost promovarea utilizării energiei regenerabile și crearea locurilor de muncă. So that when it comes to installing renewable energy equipment, we don't have to import this anymore, but we can have a production here made in Moldova. That was the first aim. Șefa laboratorului embriologie și biotehnologie spune că noul utilaj era o necesitate stringentă pentru instituție. Când blocul biotehnologic, unde tot e steril și aseptic, apa caldă e foarte binevenită și suntem bucuroși că așa ne-am echipat cu așa un utilaj nou. Dotarea blocului biotehnologic cu colectoare face parte din programul Consolidarea capacității de producție locală a sistemelor solare de energie termică în Republica Moldova. Acesta este implementat de Agenția pentru Eficiență Energetică cu finanțare din partea Guvernului Poloniei și Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială. Bugetul total al proiectului este de circa 280.000 de dolari, dintre care pentru grădina botanică s-au cheltuit aproximativ 100.000 de lei.